Bună ziua, bună ziua. Suntem live. Și sunt în același loc unde acum vreo cred că vreo 2 luni, 3 luni în care am vopsit fără mănuși și în care cei care iubesc să vorbească, au vorbit multe de tot. Dar nici nu mă interesează. Ideea este că important era că cea care era pe scaun a ieșit fantastic. Eleva pe care am avut-o, Cătălina, atunci își urmează cursul și își va aduce aminte de acel moment. Nu vreau să intru în detalii pentru că oricum nu este subiectul nostru, dar e o chestie foarte faină. Mă bucur mult de tot că sunt în același loc și sunt alături și de fratii meu care aici în spate își face alte folii. Avem baleașe, avem de lucru. Avem companie. Colegul meu, drăguțul coleg al meu, Ștefan, care astăzi o să mă asiste, adică o să ne asiste și o să vă ajute să înțelegeți mai bine ce se întâmplă cu tapajul. Știu că vă place să mă vedeți lucrând. Abia așteptați să vedeți oare ce fac eu aici. Am să vă spun ce fac. Fac un baleaj. Îi fac un baleaj Andradei. Și folosim tehnica tapajului. Exact despre asta vreau să vorbesc astăzi, pentru că subiectul nostru este un subiect pe care multe dintre voi mi l-ați cerut, tocmai pentru că tapajul e un lucru necesar, deci este un procedeu care este foarte, foarte benefic pentru anumite proceduri, anumite coafiuri. Te ajută foarte mult în anumite momente să ai mult volum. Dar în același timp, și mă bucur enorm de mult, m-am să aminte acum un lucru fantastic. Exact ieri sau la altă ieri mă gândeam, Doamne, oare ce o să spun eu pentru tapaj? Nu dădeam seama, deși eu sunt chiar o maestră în a tapa păr, în a tapaj, tapat, tapaj, tapat. Dacă vă uitați pe Dex, chiar ne-am uitat puțin înainte, era o discuție cu fratele meu, tapat, tapaj, tapat. Deci tapat e mai corect decât tapaj. Tapaj înseamnă altceva, tapat. Păi ce contează, mă? Important este că te umflă părul și stă părul așa cu volum. Și, sincer să fiu, îmi place foarte mult să fac acest lucru, pentru că coafiura reprezintă ceva foarte natural și foarte frumos, pentru că atunci când tapezi părul, când îl ajut să stea, să se încâlcească, e bine. Și se aranjează bine. Dar mi-am să aminte că unul din subiectele pe care voiam să le discutăm amândoi, și culmea este că, vezi, universul funcționează așa cum îți dorești și întotdeauna parcă primești din ce în ce mai multe atunci când ceri. Am cerut să o să discutăm despre problema tapatului de tine de una singură acasă. Și noi avem o clientă, dacă ți-aduce aminte, doamna doctor, așa. Tania, da. Pe care la un moment dat am hotărât noi doi și aia să o convingem să o tundem, pentru că ghiciți ce? Atât de mult s-a tapat. Ți-aduce aminte? Exact. Și își ținea aici în vârful capului. O codiță. După ce că tapa părul foarte exact. Mult în zona asta, deci toată zona de top aici, atât de des și atât de mult tapa, și după aia îl și încâlcea, îl și trăgea foarte tare, da? Avea deja goluri foarte mari aici. Aici era totul rupt. Mai ții minte? Deci era cam atât ajunsese părul, era rupt, era sfâșiat părul. Dar asta și din cauza unei tehnici greșite de vopsit, pentru că se vopsea singură acasă și își aplica vopseaua peste tot, pe toată suprafața părului. Și spre norocul nostru, doamna a fost cooperantă, ne-a a avut încredere în noi și am învățat-o să aplice vopseaua corect, să o aplice numai pe rădăcină, am învățat-o să nu-și mai facă coada aceea, pentru că coada aceea pe o perioadă lungă de timp sugrumă părul, strangulează și îl face să se rupă și părul s-a refăcut. Dacă deci o vezi este acum, incredibil, este incredibil. Dragilor, deci, nu s-ar mai vedea altfel, cu altă tunsoare acum decât îi este. Deci vreau să spun că momentul în care prima dată a venit la noi în salon, la mine prima dată a ajuns la mine în scaun și momentul în care i-am desfăcut părul și am văzut ce încălceală era acolo și mi-a zis, dar ce vrei, draga mea, ce vrei, eu așa trebuie să mă fac, eu trebuie să mă fac de dimineață până seara, toată ziua am prins părul repede, îl tapez acolo puțin. Dar gen nu-mi pasă, nu știi că ziceam, nu-mi pasă da. Dar tot părul din vârful capului era atâta. Deci există momente și proceduri care nu se fac, da?
de una singură acasă dacă nu știi cum se face. Iar tapatul este o artă în sine. Pentru că poți să tapezi cum fac eu aici în momentul de față, la balaiaj, de exemplu, da? Deci îmi iau practic o șuviță foarte, foarte, foarte mică. Deci îmi iau întotdeauna, am grijă să-mi iau subțire, da? În transparență, pentru că vreau să-mi iasă un balaiaj foarte frumos și în primul rând toată zona de aici, de jur împrejur, trebuie să fie luminată, pentru că asta este ceea ce noi vedem de fapt și atunci când dăm părul în față se vede foarte frumos. E un balaiaj clasic, absolut normal, nu-l iau prin tapat tot, pentru că nu-mi doresc să fie neapărat tot, pot să-l iau chiar prin, uite, genul ăsta de foarte, foarte, foarte fin. Și ce fac? Tapez practic tot ce este vârf moale sau baby hair, care te ajută practic să ajungă... Să creezi un efect natural. Un efect natural. Acest baby hair care va cădea la un moment dat, va ajunge să se desfacă, peste ceea ce noi facem, o să iasă absolut superb. Și după ce că pun puțin grad așa, practic ridic mai mult și am grijă, pot să las aici, da? Ca să mă ajute. E foarte simplu, asta este un tapaj foarte, foarte lejer. Sincer să fiu, eu nu sunt specialistă în balaiaj, dar îmi place de nu mai pot. Îmi place pentru că am înțeles ce se întâmplă, am înțeles principiul, mă ajută colegii foarte mult că mai spun anumite lucruri și am învățat să le fac pentru că îmi plac foarte mult și am și răbdare foarte mare. Tu acum practic faci o tehnică combinată, că faci jumătate tehnica în V, care e tehnica clasică pentru balaiaj, și jumătate alegi pur și simplu niște meșe mai groase, șuvițe mai groase și practic face o tehnică combinată de balaiaj. Da, este foarte pentru simplu. Un efect natural mie mi se pare frumos, că, da, mie mi se pare că nu trebuie puțin... Nu există reguli oricum. Nu. Că nu există reguli Andrada la balaiaj. Andrada are crescut părul de cât, Andrada? De un an. Un an și ceva, cred că din pandemie, din perioada aia. Și atât am căutat să vină, hai vino, hai vino, hai vino, nu poți să stai așa. Deci primele două, trei se fac foarte, foarte aproape. Eu asta, așa fac eu, practic, pentru balaiaj. A avea un efect frumos la contur. Conturul când vreau, domnișoara, pe mine să mă interesează. Când domnișoara își prinde o coadă, să se vadă frumos din toate părțile. Pentru că e important ca balaiajul să fie frumos aici în față, când tu te uiți în oglindă și așa mai departe. Dar și când îți faci o coadă, pentru că foarte multă lume nu înțelege că noi suntem ființe 3D. Noi nu suntem doar în față sau doar în spate. Și sau... coafiura este și tot 3D. Totul, și pe noi, o persoană când ne vede, ne vede în ansamblu, cu totul. Dacă la spate nu arăți bine și arăți bine în față... Trebuie să arăți bine și din față și din exact. Spate și din profil de peste și tot. Din toate părțile fetelor. Ce ne facem? Dacă ne auziți și ne vedeți, vreau să-mi trimiteți și mie acolo o inimioară. Un pupic pentru Ștefan, pentru mine o inimioară. Dacă e vreun băiat drăguț, să-mi trimite și el o inimioară, că accept și de la cineva care este bărbat, că nu contează. E binevenită, nu? E binevenită întotdeauna. Da, deci despre tapaj. Când folosim tapajul? Ia. Tapatul. 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 Îl folosim atunci când vrem să ne coafăm și să arătăm bine, dar îl folosim și atunci când vrem să facem o culoare frumoasă, se pare. Ne ajută tehnica asta și la coloratul părului, se pare. E benefic? E benefic? Nu are niciun efect secundar. Nu. Atâta timp cât este făcut corect și cât tapezi corect, pentru că este extraordinar de important să tapezi corect. Încălcitul părului nu are nicio legătură cu tapatul părului. Și dacă tapatul este făcut corect, nu are nicio contraindicație. Nu are nicio contraindicație, exact, da. Nu? Deci totul merge... Da, deci doar poate fi de ajutor. Atât la coafură, cât și la o tehnică de colorare. Deci indiferent de orice, indiferent unde vrei. Important este să fie faci. Corect. Indiferent unde vrei să-l folosești, important este să fie făcut corect. Pentru că știi și tu ce înseamnă un tapat spre încălcit care poate să-ți distrugă părul atunci când încerci să-l desfaci. Să... Bravo! Hai să vă spun un lucru ce se întâmplă cu tapatul în general. Tapatul ne ajută să avem volum. Asta este fără doar și poate știe toată lumea că acolo unde tapezi, părul se așează bine. Greșeala care se face de obicei este atunci când tapezi
și încâlcești. E, atunci nu este bine. Pentru că în momentul în care tu tapezi și încâlcești, asta înseamnă că tu de fapt ai încâlcit părul. Și mai avem o problemă de obicei, mă întreabă clientele, foarte multe cliente mă întreabă, bine, Ceta, eu m-am tapat, m-ai tapat și eu ce fac acasă? Păi spune ce faci, draga mea, să nu cumva să te bagi în apă direct cu tapat așa și după aia să încerci în baie să te destapezi. Tapajul se desface de la vârf. Scuze-mă, dar deci, trebuie să spui și de ce. Da. Pentru că atunci când părul este ud, da, devine mult mai fragil și mai sensibil, exact, decât uscat. Da. Și atunci când vrei să descâlcești un păr ud, riști să-l rupi. Exact, și atunci este foarte important este să tapezi în așa fel încât să descâlcești de la vârf. Adică tapezi rădăcina și când vreau să desfac, o să vă arăt aici acum în momentul de față ca să vedeți un exercițiu de tapat, ca să-l și înțelegeți, păr să vedeți de acolo. De exemplu, da? Haideți să vă și exemplific. De exemplu, îl tapez. Trebuie să mă așez într-un fel să-l vedeți. Să te uite, vadă, așa, da. De exemplu, tapez, uite. Am niște fire mici de tot pe care le iau și le împing, da? Și le-am împins, da? Și iarăși mai iau câteva fire și iar. Și iar iau câteva fire și iar. Atunci când se oprește, practic, și opune puțină rezistență la rădăcină, mă opresc. Mie șuvița trebuie să-mi stea în aer și dacă reușești să apropii bine Marina, a apropiat, e ok. Da? Se vede, uite, tu o vezi, Andrada? Bravo, o vezi că stă în aer și stă pufoasă? E fermă. E foarte important, atunci când coafați, când faceți coafatul, tot capul când vrei să-l tapați, este ca o căpiță de fân, îi spun eu. În momentul în care tu vrei după aia să coafezi, fiecare fir trebuie să-l iei ușor, să-l așezi unul peste celălalt, încet, încet, ca și cum toate firele s-ar vedea compacte, dar fără să destapezi rădăcina, pentru că rădăcina te ajută să faci volum acolo unde este necesar. Și indiferent de orice, eu din propria mea experiență, în momentul în care tapez părul, indiferent cum este el peste tot, pentru că îmi place să-l încâlcesc, îmi place să-l învârt, să-l mângâi și să-i dau eu forma pe care mi-o doresc, pentru că știu cum îi stă bine clientul. E ca o temelie la o construcție. E o temelie, exact. Acum, când vreau să-l desfac pentru acasă, da? Regula pentru acasă. Luați părul și îl desfaceți așa, cu mâna. Pentru că ele, uite cât de ușor se desface. Cu mâna, cu degețelele, o perie, atenție, cu perii foarte fin și foarte moi, da? Nu puneți pieptănul de aici ca să destapați. Asta e cea mai mare greșeală. Asta este cea mai mare greșeală. Toate firele, alea minuscule, finuțe, care ele s-au așezat aici. De exemplu, un tapaj, da, corect trebuie să stea în picioare. Un tapaj prost cade așa și tapatul este aici. Nu e corect asta. Pentru că pe tine te interesează rădăcina și nu mă interesează partea care este de jos. Deci asta v-am arătat ca să înțelegeți ce trebuie să facem și cum să desfaceți. Tot părul se destapează. De la anumite... vârf, da, către, uite, rădăcină. Uite. Întotdeauna. Și în momentul ăsta începe... poți să te duci să te speli. Exact, se începe descâlcitul de la vârf către rădăcină. Întotdeauna. E foarte important lucrul ăsta, fetelor. Deci ăsta este temelie. E atât de important. De exemplu, când mă duc la, când mergeam la prezentări, sau mă mai duc la prezentări și fac câteva coafiuri de nala foarte înalte, foarte tapate, fetele sunt unele disperate pentru că nu mă cunosc. Altele deja știu că o să le stea părul și a doua zi, pentru că a doua zi se așează părul și mai frumos dacă părul este tapat. Corect. Cozina este corect? Dacă e tapat și dacă e tapat corect. Explică-le. Dacă părul este tapat corect, nu se creează niciun fel de câlți, nu se creează niciun fel de dezordine în capul clientei și nu te ajută decât atunci când te trezești, practic bagi puțin peria pe lungime și volumul pe care l-ai creat la rădăcină îți rămâne. Și rămâne foarte frumos. Și rămâne foarte frumos, da. Da, dacă un tapaj este corect făcut, a doua zi coafiura trebuie să stea și mai bine. Se întâmplă uneori la mirese sau la ocazie, da,
Și cred că sigur vi s-a întâmplat și vouă celor care vă uitați, dar cu siguranță vi s-a întâmplat și vouă colegilor care vă uitați. Se întâmplă cu siguranță în momente când tu tapezi, faci o coafiură și la final ea spune, nu-mi place. Știi că se întâmplă. Se întâmplă. Se întâmplă în cazul în care e procedat corect și în care discuția ta prealabil cu clienta n-a existat. Deci aici este o greșeală și o eroare practic de abordare. Pentru că niciodată nu trebuie să ajungi la final fără o probă înainte, nu? Fără un test, să înțelegi exact ce dorește clienta, cum și-ar dori să fie. Pentru că viziunea noastră poate fi diferită de a clientei noastre. Exact. Și vreau să vă spun un lucru. Pe mine nu mă sperie acest lucru deloc. Îmi place chiar. Pentru că în momentul în care eu am început deja să lucrez părul și încep să-l aranjez foarte ușor, foarte bine și îmi dau seama deja de formă, dacă termin o lucrare și nu-mi place, mamă, deci mă bucur când clienta îmi spune nu-mi place, pentru că știu sigur că a doua oară când desfaci stă mai frumos. Ți s-a întâmplat? Da, pentru că vei merge practic... Și știu ce nu i-a plăcut. Exact. Și vei remedia. Și m-am răcorit pentru că mi-am dat seama că, wow, este, frate, zic, în sfârșit nu i-a plăcut. Exact. Și remediezi, practic, ceea ce ți-a ieșit greșit inițial. Da, singurul lucru este doar să-i spui, ok, nicio problemă, stați liniștită, totul este perfect, totul este sub control, sub controlul celor care știu. E foarte importantă și siguranța cu care tu vii în întâmpinarea clientei, pentru că atunci când clienta te vede că te-ai pierdut și nu știi ce faci, normal că se sperie și ea. Dar consultanța, din punctul meu de vedere, înainte de a ajunge la lucrarea finală, este foarte importantă, consultanța. Deci ador chestia asta. Deci eu ador toate coafirurile pe care le pot face cu tapaj și cu încălcitul ăsta, când se vede, zici că este încălcit, dar de fapt nu este încălcit părul. Arată o dezordine organizată. E o dezordine controlată, cum îmi place mie să spun, este fantastic, este superb. Deci este de vis, mi se pare maxim să reușești să faci așa ceva. Deci când ai învățat? Să tapezi corect? După cât timp? După ce te-am cunoscut pe tine. Nu era cazul, să zicem. După ce te-am cunoscut în pe general. Tine. După ce te-am cunoscut pe tine, am învățat să tapez corect. Pentru că până atunci aveam impresia că dacă iau un piepten de tapat și încălcesc acolo părul la rădăcină, eu am tapat. Deci eu oricum aveam impresia, în urmă, bine, sunt 20 și ceva de ani de atunci, dar acum 20 de ani când m-am apucat eu să tapez și am văzut la tine sau la alții cum tapează, am crezut că este foarte simplu și foarte ușor, că este o joacă și că o poate face oricine. Mi-am dat seama că nu este deloc așa. Mi-aduc aminte de primul moment când noi am făcut cunoștință, pentru că Ștefan a fost model național, internațional, toate modurile, toate billboardurile erau cu el peste pline tot. Pline prin tot orașul. Prin tot orașul, când internetul nu exista. Dar chiar mă am văzut și eu pe internet o poză de-a ta. Păi nu mai și acum, pentru că el este un bărbat foarte șarmant și drăguț în momentul de față, atunci avea, închipuiți-vă fetelor, un bărbat brunet cu ochi albaștri, foarte bine făcut, înalt, finuț, avea un bretonel, îl tundeam eu, te-am tuns odată scurt și n-ai mai venit, s-a supărat pe mine, rău de tot. Hai de mine, ferească Dumnezeu. Păi tu aveai talentul de a face ceea ce vrei tu, fără să... Ce voiam eu. Exact, exact. Fără să întreb și clientul dacă dorește aia. Dar nu ne-am potrivit, da, nu ne-am potrivit la... Nu ne-am potrivit atunci, dar uite că peste ani și ani ai ajuns în meserie. Eu nu știu cum mi-aduc aminte cum de-ai început tu, chiar nu mi-aduc aminte. Păi tu ne abordai, că practic venind la prezentări, exact, venind la prezentări și văzându-ne băieți tineri frumoși, ne abordai și ne ziceai veniți, că auzi, avem atâtea cliente acum drăguțe. Acum mi-aduc aminte. Sinceră să fiu, stăteam și mă gândeam de fiecare dată când vedeam un băiat drăguț, un băiat frumos, frumușel, foc la prezentările de modă, mă gândeam, zic, cât o să stea ăsta să facă prezentări de modă la un moment dat? Și mare dreptate aveai. Ce mi-ar plăcea să fie în salon ca să populez salonul cu bărbați frumoși și cu fete frumoase și pe fetele luam. Băi, ce bine ți-ar sta la recepție, ce bine ți-ar sta să faci ceva. Doar în gândul, cu gândul la a fi frumos. Înseamnă să faci și lucruri frumoase. În mintea mea așa funcționa atunci.
Dar într-adevăr, vezi că pe unii am reușit să-i conving. Da. Mi-aduc aminte că era, cine era atunci, hai că asta e bună, Victor Slav și pe Victor, Bogdan Vlădău. Vlădău. Da. Cine mai era? Cu cine vorbisem? Cu Mircea, cu băieții, cu toți băieții, toți mă gândeam, zic, băi, zic, ce drăguț ar fi să am aici niște băieți în gașcă. Zic tu, Andrada, dacă nu era, zic, cum e, era bine, bine. Normal, și ce-i drept, bine, când bine. Eram atunci cu toții tineri și frumoși, da, dădea bine. Clientele se simțeau bine, aveau un ambient frumos, noi eram tineri frumoși. Mintea mea, dai seama unde se ducea. Se ducea la... La prostii, la modul, nu prostia din prostie, punct de vedere, este real, gândește-te că atunci când ai o persoană plăcută în jurul tău, uite, da, o luăm de exemplu pe Andrada acum, da? Andrada va sta aici probabil în jur de 3 sau 4 ore. Da. E normal și firesc că având o companie plăcută, o discuție interesantă și așa mai departe, se va simți bine și îi va trece timpul mult mai ușor. Normal. Dacă ar fi monotonie, dacă ar fi o persoană crispată. Păi și unde e Andrada, jos la raionul de pește, la fel. Să-ți fie drăguță și să fie atentă, exact, să pentru fie că este important, acolo. Este foarte important serviciul pe care îl execută Geta acum, tehnica ei, totul este extraordinar de important. Dar pe lângă asta, mai este nevoie și de acest plus, bonus care vine cu un profesionist bine informat, educat, care poate să poarte o conversație în orice domeniu, nu? Da, este salonul foarte important. Nu înseamnă numai, numai o buclă sau o șuviță. Asta e o poate mult, face oricine. Mult mai mult, cu mult mai mult. Da. Spune care e treaba cu timpul de acționare a vopselei. Al vopselei, văd că nu se grăbește, atunci la spate o să stea prea mult, părul vopsea și în față prea puțin, chiar dacă la spate se deschide mai greu. Ce drăguț! Da, ne e drăguț, Camelia, da, e drăguț, are grijă de noi, dar Camelia trebuie să știe că vopseaua pe care o folosește și oxidantul pe care îl folosește are un timp controlat. Și șuvițele care sunt puse acum la spate vor fi spălate înaintea celor din față. Deci Camelia să stea liniștită că nu-i vom deteriora părul clientului. Camelia, aici am amestecat blondor, da, de la Bella, cu de 2 ori oxidant de 4%. Deci e un oxidant foarte slab, care acționează pe un termen, pe un timp mai lung. Și cum am spus, părul din spate va fi spălat înaintea celui din față. Deci Camelia să stea liniștită că părul clientei noastre este în perfectă siguranță. Eram sigură, așteptam momentul ăsta. Așteptam momentul ăsta. Așteptam. Să știți că eu am o discuție în permanență cu colegii mei, dintr-un punct de vedere. Eu sunt un pic mai atipică. Deci, serios vorbesc. Eu lucrez atipic pentru că așa consider eu. Tu faci ce lucrează, simți. Da, exact, fac ce faci simt. Cum simți. Eu lucrez cu oxidant foarte slab, pentru că prefer să fac lucrurile mai îndelungate, dar cu siguranță să iasă și mai bine. Adică cred eu că se deschide mult mai ușor și mult în timp. Adică din moment ce pun suficient și nu pun exagerat niciodată, da? Eu sunt, cred că, cea mai economă hairstylistă pe care ați văzut-o voi în viața voastră. Evident, de-aia nu-mi ies lucrurile extraordinare întotdeauna, adică la modul wow, îmi ies exact cum trebuie. Da, nu extraordinar, dar exact cum trebuie. Adică, dar îmi place foarte mult să le fac cu oxidanți foarte slab și fără să folosesc aparatură, chiar discutam. Mersi. Și noi îi mulțumim. Este cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau celor care vor să creeze un baleaj foarte frumos și corect făcut, este să meargă cu apă oxidant foarte slab. Să știți că am momente când știu că are timp și clienta, cam de chiar fac și cu 1,9, stăm câte 2 ore, 3 ore, nu mă deranjează, dar îmi iese foarte, foarte, foarte alb. Chiar ieri, alaltă ieri, am avut o clientă pe care am făcut-o albă dintr-un galben portocaliu cu multe, multe șuvițe și mi-a plăcut foarte mult ce a ieșit acolo, deci am pus-o la mine pe ce am pus-o, pe Agora, cred că, nu mai știu pe ce am pus-o, pe Geta Voina Agora, a ieșit foarte frumos, a ieșit albă, albă. Oricum sunt două modalități de a controla timpul de acționare a șuvițelor cu decolorant. Poți porni așa cum a pornit Geta cu oxidant de 4%, undeva în partea intermediară a capului, în partea de mijloc, se va folosi oxidant de 6% și pe ultima parte se va folosi oxidant de 9%.
astfel încât să speli totodată, în cazul în care vrei să speli totodată. Dacă nu, se poate folosi același oxidant și spălat în două ca în etape. Cazul meu, eu prefer exact. Să folosesc același oxidant și spălat, spălat în două etape. Exact. Exact. Și spălat în două etape. În timp. Pentru că la un moment dat, spăla după partea din spate care a stat timpul cel mai îndelungat și părul deja a ajuns la rezultatul final și dorit și speli în două, în două părți. Exact asta fac eu. Eu de obicei spăl în două etape, scot bine, excesul. Nu e incorrect nici așa cum am spus eu, să pornești cu oxidant de diferit și să speli în același variantă. Timp, că poți și așa. Depinde cum te-ai obișnuit și cum îți place să lucrezi. Și folosesc această tehnică a tatajului, indiferent că iau șuvițe în transparență sau că le iau pe toate sau că le iau mai gros sau mai subțire, eu tot fac tataj pentru că mi se pare că este mult mai delicată rădăcina și mi se pare că este trecerea, mult mai, trecerea mult, mai mult mai fină și mai delicată. Și șuvițele, să știți că sunt din ce în ce mai groase. Cu cât urc mai sus, aici în mijlocul capului, unde nu se văd, nu am nevoie de o exagerare de asta de fir cu fir. Nu fac un nu fac șuvițe, adică vreau să fac baleaj. Baleaj înseamnă, din punctul meu de vedere, înseamnă că trebuie să vezi anumite lumini prin păr, acolo unde se ondulează părul sau unde ajunge lumina să se vadă mai deschis. Asta îmi place mie foarte mult. Oricum, pe piață sunt niște specialiști în baleaj fantastici. Aș putea să enumăr mulți dintre ei. Unul pe care îl iubesc foarte mult și pe care chiar l-am admirat din multe puncte de vedere. Sunt foarte mulți oameni. Este... cum îl cheamă? Grațian? Cred că Smerendescu? Sau nu mai știu cum îl nu cheamă. Nu știu. În fine, dacă am greșit aia, nu am emoții acum când vorbesc despre colegi. Dar sunt foarte mulți oameni care fac baleaje superbe. Eu sunt așa... Îmi place. Dar sunt la modul mult mai începătoare decât sunt ei. Asta nu înseamnă, vedeți, că nu are importanță câți ani ai de meserie. Important este cât de multe lucruri faci în acel lucru. Și dacă nu ai o cursivitate și nu ești foarte, cum se spune, n-ai lucrat foarte multe lucruri. De exemplu, ce îmi place să fac? M-a întrebat cineva, păi, dar ce-ți place ție să faci cel mai mult? Băi, îmi place să tund, se știe, nu? Se știe că oricum, mie îmi place că ești foarte asumată și atunci când este ceva ce nu stăpânești foarte bine sau... nu știi foarte bine despre ce e vorba în lucrarea aceea, nu ai o problemă să ceri un sfat sau să... Întotdeauna mă duc și întreb colegii. Consiliezi cu un coleg sau... Da, întotdeauna. Îmi place că ești foarte asumată în privința asta. Să știți că și pentru a face asta am stat și m-am uitat mult pe internet, așa că recomand prietenilor, colegilor să intre pe internet să... Și să nu rămâneți doar în stadiul de voaiori. Să și puneți mâna să faceți. Adică nu stați să vă uitați doar că vă place. Da? Că aici facem lucruri pe care trebuie să le învățăm să și punem mâna să le facem. Așa că, da, dacă vi s-a întâmplat vreodată să aveți o situație cu tapajul și vreți să-mi puneți o întrebare, eu vă aștept să vă răspund cu mare drag. Până atunci, de exemplu, da. Recomandăm tapajul acasă? Da! Oricând, oriunde. Ce? Cu absolut există orice poți. Da, există piepten special pentru tapat. Uite, ăsta poate fi un piepten care să fie cu dinții mai deși. Se poate folosi și la tapat, se poate folosi și la alege șuvițele. De exemplu, orice femeie ar trebui să aibă un astfel de piepten în casă, pentru că având în vedere că ai îți alege o cărare foarte exactă. Da, de metal, nu neapărat de cărare, cât de a ridica, știi? A ridica pe alocuri. Coafiura. Eu sunt de modă veche. În cazul ăla e mai bună grebla aia de piepten. Sau grebluț. Da. Sunt foarte multe. Orice. Eu tapez și cu peria, tapez și cu pieptănul, tapez și cu peria de întors, de învârtit părul rotativ, adică tapez cu absolut orice și cu degetele. În primul rând folosiți-vă mâinile și degetele. De ce? Pentru că volumul se așează și părul arată fabulos în momentul în care îl tapez ușor, lejer, natural. Faceți, din punctul meu de vedere, lucruri pe care le știți să le faceți acasă, iar ce nu știți,
veniți la noi, pentru că noi ne putem ocupa mult mai bine de fiecare persoană în parte, pentru că totuși avem mai multe cunoștințe. Draga mea, mi-a făcut plăcere să vorbesc cu voi astăzi. Eu o să mă retrag la ora 2 să-mi vină clienta. O să te rog să-ți închizi tu sigur, atunci microfonul, da, ca să nu rămânem. Rămânem tot singure, nu știu cum s-a făcut că tot noi singure rămânem. Aia e. E genial. Andra, dar tu de câte ori te-ai tapat? Ce-ai întâmpinat? Sincer. Dificultăți la destapat, practic. Dificultăți la destapat. Care a fost motivul? De exemplu, destapatul când te-ai tapat tu sau destapat? Eu personal, da. Ok. Tehnica, și acum ai învățat. Acum astăzi, chiar da. Și acum am învățat. Deci Andra se tapa și avea probleme din punct de vedere al tehnicii, pentru că se tapa repede și fără să știi procedura în sine. Deci procedura de tapaj e o procedură foarte simplă. Practic, tu trebuie să împingi, nu să încâlcești. Iar procedura, tapajul se face așa. Cum să vă arăt eu? Deci, rotund. Se tapează, deci se ia ușor vârfurile care sunt moi, se împinge, se trage. Rotund. Rotund. Și șuvița se ține destul de strunită, adică strunită ca să nu pice, să nu cadă, să nu fie moale. Mai ales atunci când tu tapezi, trebuie să întinzi șuvița de sus, să o tragi de ea. Adică să poți să tapezi este, cum să vă explic, deci se ia între două, trei degete, da? Și împingem. Ia uite. Și trebuie să stea în picioare. Ia uite-o. Și acum o desfacem, da? Niciodată să nu mai bagi pieptănul, pentru că îl rupi. Da? Încearcă, uite. Se desface foarte, foarte repede și bagi ușor, ușor degețelele, încetul cu încetul, până începi să faci de aici, de la vârf. Da? Ăsta este tapajul corect. Nu băgați peria la rădăcină, nu trageți deloc din rădăcină, pentru că rădăcina, în momentul în care trageți și nu știți să trageți corect, se va încâlci. Și nu că se încâlcește, îți rup tot părul, rămâi cu 3, 4, 5, 7 fire, firele alea din ce în ce se rup și ele, pentru că alt tapaj faci, pentru că tu vrei să ai volum. În altă ordine de idei, să știți că tapajul ajută foarte, foarte, foarte mult să corectezi forma capului. Mai ales atunci când forma capului nu este o formă perfectă, nu ai osul occipital foarte dezvoltat, adică nu este profund, nu este ieșit în evidență, vorbesc de zona de aici, automat tu poți să tapezi, pentru că atunci te ajută. Nu neapărat tapatul îți rezolvă dacă părul este prea lung și nu este tuns corect. Atenție mare! Pentru o zonă, pentru un os din ăsta care nu este foarte profund, mai bine te tuns scurt, faci un bob, pentru că se ridică și te ajută foarte mult și n-ai decât în față să poți ce vrei tu. Se pot povesti multe despre tapaj. O să și încercăm în spate să vedem ce se întâmplă în momentul ăsta. Dacă... Că deja am stat de vorbă și... Poate afecta tapajul din da. Am vorbit mai devreme. Da, da. Dacă nu este făcut corect, afectează. Dacă este făcut corect, nu afectează. Dacă este făcut lejer, în așa fel încât să poată ca părul să se așeze, pentru că este obișnuită, probabil, persoana respectivă cu un tapaj. Părerea mea personală este că ai tot felul de posibilități să te aranjezi, ai tot felul de instrumente în momentul de față și nu mai este nevoie neapărat necesar să tapezi ca să ai volum. Adică, folosești un ondulator, folosești o placă, învârte-l puțin, bagă mâna în el, lasă capul în jos, pune-ți repede niște, cum se numesc, niște, un fixativ, mai degrabă folosește puțin fixativ, pudră de rădăcină, exact la fel, nu în exces, fetelor, pentru că pudra se pare că în timp încarcă foarte tare părul și devine foarte uscat, rădăcina devine uscată, deci sunt persoane care au părul uleios, așa mai gras, și în momentul în care folosesc această minune, că e o minune, pe practic a revoluționat domeniul, această pudră e mai și usucă din când în când, deci da, poate să o suce, da, pot să tapez în fiecare zi, da, pentru că este foarte benefic pentru păr. Părul trebuie să arate bine. Nici nu contează dacă îl tapez sau nu îl tapez. Să arate bine.
Când este spălat, atenție, când este spălat, folosiți șampoane și tratamente de la orice fel de produs, de brand, dar de volum. Pentru că vă ajută foarte mult, este un șampon care este puțin mai ușor și ingredienții vă ajută să lase părul foarte soft și rădăcina, dacă o uscați cu capul în jos, nici nu aveți nevoie de un tapaj atât de puternic sau atât de în fiecare zi. Aveți, v-am spus, mai repet de fiecare dată, pentru că avem și noi partenerii noștri pe alfabeauty.ro. Intrați, vedeți acolo foarte multe produse și în curând, am impresia că am avut un giveaway, dacă nu mă înșel. Am și reușit să dăm un giveaway pentru fiecare salon, așa că sunt 4 fete pe care eu le voi aranja și au câștigat un pachet de servicii. M-am născut de ziua mea, se numește. E un proiect foarte fain. Andrada, când e ziua ta? 12 septembrie. Pe 12, mamă, fecioară ca mine ești. Mamă! Ascultă-mă, fii atent, în fiecare zi de dată pe 12, deci în fiecare zi pe 12, trebuie să ai grijă de tine, fiecare lună. Okay. Deci în fiecare lună de 12, pe 12, ca și cum ar fi ziua ta în fiecare lună. Așa mi-a venit mie o idee să fac acest program de m-am născut de ziua mea, unde tu îți cumperi practic un voucher pe care îl folosești timp de o lună de zile, singură sau cu prietenii. Și ai niște oferte de servicii foarte, foarte bune, adică mi se pare că sunt foarte bine echilibrate și din punct de vedere financiar, pentru că și, uite, vezi, uite-te acolo, ca să vezi, să citești despre el, e foarte fain. Vii cu o prietenă, ți-ai făcut o rădăcină sau îți dau un toniung și ai plătit doar 200 de lei. Mie mi se pare că este un preț corect. Și multe alte, multe alte surprize vin. Așa că fetele care au avut un giveaway cu, cum o cheamă? Mihaela? Da, Mihaela Gurău. Așa, am făcut împreună cu Mihaela, o fată foarte, foarte finuță, foarte, mi-a plăcut mult de ea și îmi place în continuare. Nu înseamnă că mi-a plăcut, și place de ea. Am dat un giveaway și vom mai face giveaway-uri, multe. Așa că, dragilor, am să încerc să văd acum, uite, ultima șuviță, ne uităm. Trebuie să ne uităm, trebuie să vedem ceea ce este aici. O să vedem acum, imediat, stați o secundă, că... Sunt tapașurile care mai are nevoie de produse de styling? Da. De fixativ. Are nevoie întotdeauna de fixativ, pentru că niciodată nu poate să rămână să stea fără fixativ. Părul are nevoie de fixativ ca să se stabilizeze, să stea în poziția respectivă. Dar... fixativul se pune la final după ce coafiura arată foarte, foarte bine. Hai să ne uităm, să vedem ce a ieșit. Pentru asta o să ridicăm, uite, și îl prindem aici. Ne uităm la prima șuviță și vedem ce am făcut noi aici. Ia uitați-vă cât de frumoase sunt. Ia uitați. Știți, da? Încercăm, da? Tragem să vedem dacă se rezistă. Pot să scot deja aici sau pot să mai stau. E foarte deschisă, știți. E foarte deschisă. Mai stau, am grijă de vârfurile întotdeauna, chiar dacă sunt foarte puține. Eu mi le pun deoparte pentru că prefer să rămână intacte. Mai pot să stau 5 minute. Deja am vreo 40 de minute, deci cred că avem vreo 40 de minute de când am început, jumătate de oră. În mod normal, cam o oră se stă. Da, eu le iau din ce în ce. Am grijă întotdeauna de ele, le iau să le fac ușor. Ne-am luat o zi ca să facem ca lumea. Când faceți baliaj, dragilor, trebuie neapărat să aveți răbdare și timp. Să nu vă grăbiți. Dacă veniți la baliaj, vreți să iasă perfect și superb. Noi am spus, eu cu fratele meu facem transformări radicale. Dacă printre voi sunt fete care vor maximă transformare din brunet blondă, nu veți ieși deodată, dar avem posibilitatea. Da, mai sunt întrebări? Ce părere ai despre gama Olaplex? Foarte bună, se folosește gama Olaplex. Noi am pus aici Velaplex și Olaplex și absolut orice este posibil să poți să pui ca să poată să fie
Uite, de exemplu, acum mi se pare că este puțin cam groasă șuvița și eu doresc să am doar fin, atunci că pot să mai scot din ea, nu mă deranjează. Din punctul ăsta de vedere, sinceră să fiu, eu v-am spus, nu am treabă cu tehnicul prea mult. Eu lucrez din feeling, din ce simt. Știu că oxidanții sunt oxidanți. Foarte multe branduri spun că trebuie să amesteci cu oxidantul care îți este din aceeași gamă sau din aceeași, de același brand. Eu n-am problema asta. Eu amestec cam ce consider, ce simt. Ca să ajungi până aici e un cale cam lungă. Ar trebui să lucrezi foarte mult ca să simți și să vezi rezultatele. Pentru că fiecare rezultat, fiecare clientă pe care o ai și fiecare exercițiu pe care l-ai făcut și greșeală pe care ai făcut-o, să știți că vă lasă o amintire plăcută sau neplăcută, dar din care învățăm. Mai ales din cele neplăcute. Culmea este că toată lumea spune, da, dar știi că învățăm, să înveți din greșelile altora. Nu, învață tu din greșelile tale pentru că atunci simți. E exact ca și fiica mea. Când eu îi spuneam ceva, ea n-auzea. Dacă cineva îi spunea ceva, același lucru de fapt ce voiam eu să-i spun, ia ghiciți. Mama, ai auzit? Parcă mi-aduc aminte că așa este. Așa că învățăm din greșeli. Și eu am făcut greșeli. Mai ales din punct de vedere al decoloratului, am rămas cu de-astea în mână. Aveți grijă, da? Că dacă sunteți în negru, s-a terminat. Am toate hainele negre, sunt toate pătate. Da, e. Mai luăm altele, să nu fie foarte scumpe, pentru că o să vă pară rău de ele. Pentru că ne apropiem oarecum de final, avem pe Nita, Niță, cred, Niță, Peti, care ar dori să știe cum ajunge la tine. Poate ar trebui să avem timp de caravană? Cu mare drag, da. Caravana este în felul următor. Caravana saloanelor înseamnă, din punctul meu de vedere, mă puteți găsi și pe mine, acolo unde... În fiecare salon. Apropo de chestia asta, pentru cei care sunteți foarte buni, da, în chestia asta de a nu vă păta sau nu vă aranja, sau chiar dacă se întâmplă, da, să vă așezați un prosop, da, un prosop, de obicei alb pentru decolorat și negru pentru vopsit. Să-l aveți aici în permanență, pentru că prinde bine. Deci, caravana înseamnă să mă găsiți pe mine în saloane. În ce saloane? Asta vedeți pe site sau pe Geta Voina Saloane, pe Instagram, pe Facebook. De exemplu, luni, joi și sâmbătă sunt aici, în Agora. Marți sunt în Băneasa, miercuri sunt în San Plața și vineri în Afi. Iar duminica la cerere. Adică muncesc, fraților, de băia... Bă, dar îmi place să muncesc. Că bune, deci nu mai pot de drag. Nu? Nu. Adică ești obosită uneori, îți vine să spui, băi, gata, am plecat, nu mai vreau să aud de muncă. Dar atunci când începi să lucrezi și stai și vezi rezultatele, pur și simplu îți place. Iar la tine, nu știu, la tine, voi aveți o meserie, ea este ospătar, nu? Mi se pare una dintre cele mai grele meserii. Și știți de ce mi se pare greu? Și chiar fantastic, te admir foarte mult că poți, ești tânără, puteai să faci orice altceva, dar faci asta pentru că ești pasionată. Da. Noi avem o problemă în saloane, în general. Când îi pui să facă curat, când în mod normal dimineața ar trebui frumos să te apuci să strângi, să faci curat, să pui cafeaua, să pui muzică tare, să te distrezi, nu? Să faci curat, da? Pentru că totuși începe o zi de muncă. O zi de muncă care este locul tău, unde vin clienții și îți lasă ceva, un ban. Fraților, voi nici nu plecați până nu faceți curat și când veniți dimineața mai faceți o dată curat. Uh-huh. Și sunt după o zi de muncă grea și faceți kilometri pe zi, kilometri întregi pe zi. Iar noi, care stăm, mă, noi stăm, noi nici măcar nu mergem să ne strângem un vazon. Noi stăm. Mi se pare... Iar voi, i-am spus, zic, ar trebui să ne dați lecții de cum să lucrezi și cum să faci să fii eficient. Bineînțeles că ești obosită, nu? Dar râzi, te duci. Mai... Nu? Ești ruptă de oboseală. Seara, mai ales seara, gândiți-vă seara după o zi de muncă și să stai să alergi. Dacă veniți să vedeți ce e aici la Agora Floreasca, e
foc continuu, copiii ăștia sunt aici campioni, toți, toate restaurantele sunt așa aici. Chiar apropo de chestia asta, dacă e vară, o să vă fie foarte bine în zona asta, pentru că e foarte frumoasă. Mi se pare cea mai frumoasă zonă din București, nu? Da. Sincer, de câte ori ies, și chiar vă chem să veniți, să vedeți cum e, de câte ori ies pe aici, am senzația că sunt în altă țară, nu sunt în România. Am așa un feeling de vacanță. Vine să iau un pahar să mă așez la oricare masă. Și mi se pare genială chestia asta. Da, despre tapaj. Hai să ne întoarcem la ale noastre. Tapat. Așa că e fascinant. Tapați de câte ori vreți, oriunde vreți și aveți grijă cum destapați. Faceți-vă volum ca să puteți avea într-adevăr fizionomia foarte frumoasă în funcție de fizionomie. De obicei, lucrul ăsta pe care îl fac eu acum îl facem împreună cu un asistent, dar astăzi, pentru că suntem singuri, da, bem o șampanie, un prosecco astăzi, deschidem un prosecco. Mama! Ce vreau să beau, scuzați. Ia. Da, așa că o să vă pun rezultatul la mine pe Instagram. Vă uitați la story, dați-mi like acolo. Să nu vă supărați dacă eu nu mă întorc cu like-ul, pentru că chiar n-am timp decât să... Zilele astea nici n-am mai vrut să intru deloc și am făcut bine pentru că m-am relaxat. Abia aștept să vedem rezultatul. Mi se pare că o să iasă super. Bineînțeles că o să insist în față mult mai mult. Și o să iasă foarte, foarte frumos și luminos. Asta ne dorim, să iasă frumoasă. Că este cartea mea de vizită, Andrada Jos. Zii tu. Corect. Și va trebui să iasă wow. Și va ieși. Încă un lucru. Gata? Încă un lucru care e foarte important. S-a încins telefonul, știu. Încă un lucru important. Deja am peste jumătate de oră, 40 minute, nu mai are niciun sens să mai păstrez asta. De-aia vă spun, puneți cantități mici, micuțe. Pentru că ăsta la jumătate de oră, ca la un sfert de oră, 20 de minute, ar fi bine să-l refaceți. Adică pudră de două dublu oxidant. Eu folosesc 4%. Restul folosiți cât vreți voi și cum vreți voi. E bine să închidem, pentru că s-a încins telefonul. Așa că, dragilor, vă așteptăm în saloane ori de câte ori vreți și dacă aveți și alte întrebări, nu, cum să spun, nu vă sfiți să mi le puneți, pentru că chiar îmi place să vorbesc cu voi, indiferent cine, ce și cum, și dacă ești și băiat și mai bine, pot să mă întreb lucruri despre părul tău, pentru că mă pricep la asta, și despre forma feței și despre alte lucruri. Vă pupăm! Și pe site și pe Facebook aveți oferte câte vreți voi, accesați-le. Și chiar dacă ajungeți în salon și ceva nu e în regulă, că se mai și întâmplă, mai dați-le o șansă.